Ce le transmiți la băieții care nu au venit cu noi azi? Au pierdut. Eu știu ce le zic. Mă, băieți, trageți-vă plăpumioara mai sus, să nu vă fie frig la gâtuți. A venit iarna pe bune la Cluj. Astăzi avem aproape minus 8, minus 7, 10 grade, nu mai știe nimeni, că fiecare senzor de temperatură al fiecarei mașini arată altceva, mai mult sau mai puțin. De ce am ieșit pe frigul ăsta afară? Ei bine, avem detestat niște lucruri care le poți testa în condițiile astea, de cele mai multe ori, cel mai bine. Ceva ce cu toții avem, ceva cu ce cu toții folosim, dar nu folosim atât de des cât ar trebui. Și anume, ochelarii de enduro. Zic că nu folosim atât de des cât ar trebui, pentru că de cele mai multe ori și eu personal îi dau jos de pe ochi și se întâmplă tot felul de lucruri. De la muște, zgârieturi, creni și așa mai departe, mizerie în ochi. În primul rând, iarna, fiind diferență foarte mare de temperatură între exterior și interior, ochelarii aburesc foarte repede. Mă interesează mai multe lucruri. Primul este cât de ușor se ventilează, cât de repede se aburesc, cât de comozi sunt pe față, să nu te apese tare mult aici pe nas. De multe ori am avut ochelari care mă apăsau și îmi creau dificultăți de respirație după o perioadă de utilizare a lor. Și cel mai important, sau unul dintre mai importante lucruri, este câmpul vizual. Cât de larg ne rămâne câmpul vizual. Pentru că intenționam de mult timp să iau seria 100%, să o pot compara cu ceea ce eu folosesc de o perioadă de timp, aproximativ 2 ani, astăzi am avut ocazia de pe rafturile Nordica Moto să am acces la gama 100%, gama de ochelari 100%. Cei mai mulți dintre voi aveți cel puțin unul dintre aceste modele. Cei mai mulți dintre voi ați folosit cel puțin unul dintre aceste modele. Și astăzi vreau să punem niște detalii pe masă, să discutăm despre niște lucruri pozitive, lucruri negative, dacă merită diferența de preț între Strata sau Armega, ce ne oferă în plus Acuri versus Racecraft, și bineînțeles, având multă experiență cu prospectul, îl folosesc de aproximativ 2 ani de zile. Vreau să le pun unul lângă celălalt și să vedem care este diferența majoră. Cei de la 100% produc deja de ceva vreme ochelari de protecție și nu cred că cineva se mai îndoiește de calitatea lor. Ei sunt pe piață de o perioadă de timp și cu siguranță cei care au încercat și au probat acești ochelari au rămas cu o impresie plăcută. Cama de top, flagship-ul lor momentan, sunt varianta Armega, urmați de Racecraft Acuri 2, care este o diferență destul de mică, și cei mai ieftini dintre ei i-am găsit să fie Strata. Dacă investim într-o cască care se ne oferă protecție, dar și cu greutate redusă, de ce nu am face-o și când este vorba de ochelari? Nu ne dorim ca să avem un obiect foarte greu pe cap. De aceea, combinația de ochelari și cască este una destul de importantă, mai ales în cazul meu, că am permanent și camera atașată de cască. De aceea am decis să punem pe cântar fiecare variantă, să vedem care cât cântărește.
În cazul nostru, strata 2, avem 129 de grame, Acuri 2, 145 de grame, Racecraft, 149 de grame și, bineînțeles, Armega, flagship-ul 100%, cu o greutate de 194 de grame. La varianta 100% strata 2, în pachet primim la varianta simplă doar o lentilă transparentă, o husă de păstrare a ochelarilor în condiții mai sigure. Modelul acesta are banda de doar 40 de mm. Există un burete pentru filtrare, care l-am observat a fi destul de subțire în zona aceasta. Față de alte variante, avem un singur rând de spumă și am observat că sunt foarte, foarte flexibili pentru cei care preferă lucrul acesta. Protecția este asigurată de această lentilă, care este destul de clară. În ceea ce privește Acuri și Racetech, sunt niște produse destul de similare. Ambele împărtășesc aceeași spumă dublă în partea de sus și cu un finisaj foarte bun pentru partea care se așează pe față, pentru a prelua transpirația și a fi comod la cursele lungi. Același burete care filtrează pătrunderea prafului și asigură și o ventilație bună. Aceleași ventilații în partea din față. La varianta Racetech avem în plus și această protecție pentru nas, care se desface destul de ușor. Avem ventilațiile prezente și aici. Ce avem în plus la Racetech versus Acuri este vorba de această prindere pivotantă, care de multe ori v-am zis că e foarte importantă. Îi asigură un confort sporit și o așezare pe față perfectă. Este mare de diferență între ochelarii care au această prindere pivotantă și cei care au prinderea direct de pe ramă. Se întâmplă rare ori ca la varianta cum sunt cei Acuri sau strata să punem ochelarii pe cască și în partea de sus să ne rămână un gol. Un plus mare la Acuri este varianta Over the Glasses. Doar la această gamă am văzut că se găsește cel puțin la 100%. Pentru cei care au nevoie și folosesc încă ochelari, nu au trecut la lentile de contact, cum este cazul și lui Dani, fratele meu, dacă căutați la dealerul vostru local, cu siguranță vă poate aduce varianta peste ochelari. Sunt concepuți în așa fel încât să puteți purta ochelarii în interior. Cei care poartă ochelarii și folosesc Racecraft sau alte variante, nu am auzit pe mulți să se plângă că le-ar fi incomod sau că ar avea probleme majore. 100% Armega, zonă de preț între 450 și 650 de lei. Sunt cei mai compleți și cei mai performanți ochelari pe care cei de la 100% oferă industriei. Au peste 7 patente diferite, inovatoare în ceea ce privește protecția și asigură lucruri suplimentare față de oricare altă pereche din gama 100%. Dintre ele vreau să menționez partea din spate, strap-ul, brățara care prinde de cască, este de 45 de mm, este de o calitate superioară versus oricare dintre alte variante. Avem spumă, 3 straturi, buretele care asigură ventilația este mult, mult mai gros și între bureți avem un lucru destul de nou pe care personal nu l-am mai văzut la alte variante. Cu toții știm că pe perioada verii toți transpirăm, spuma, buretele acestea din spate poate absorbi o anumită cantitate de transpirație, iar frame-ul acesta este exact pentru asta orientat. În momentul în care transpirația curge de pe frunte sau de pe cap înăuntru,
pe ochelari, nu ajunge în această spumă să ajungă în interiorul ulterior, ci doar se scurge pe marginile acestea, pe găurile acestea de aerisire, un lucru foarte, foarte fain și unic, aș putea zice. Partea interioară a ochelarilor, ultimul strat de spumă, este perforat pentru a asigura circulația aerului. Sunt foarte comozi și unghiul de vedere este destul de bun. Nu este mai bun ca și sau mai mare decât al celor de la Scott Prospect, cu care eu sunt obișnuit, dar este foarte bun. Varianta aceasta este destul de rigidă pentru cei care preferă niște ochelari mai flexibili. Lucrul acesta probabil că o să vă deranjeze. Prinderea lentilei este în 6 puncte, se schimbă destul de rapid și această prindere a bretelei pivotantă este foarte, foarte avantajoasă în ceea ce privește așezarea ochelarilor pe față. Sunt foarte comozi, urmează să-i testăm și în teren, să vedem diferențele între ei și ce înseamnă Scott Prospect și restul ochelarilor. Așa că haideți să nu mai pierdem vremea și te dăm drumul. Am ieșit eu cu Lucian, probabil că restul băieților de la Cluj vor veni. Care vor veni? Restul stau la căldurică, după pumioară. Le-am spus să tragă plăpumioara mai sus, pe ei să nu se răcească, să nu le fie rece. Și încercăm același traseu, aproape de casă, din mai multe motive. Opa, opa, opa! Hai! Lucian are plastice noi, are numai la rodașul motoreta lui. Să rodăm plasticele. Opa. Nu vreau să spun. E o tehnică nouă de recupera motoretele. Deci primul lucru care îl faceți în momentul în care vă este foarte frig, simulați urcare cu un fail. După care începeți să munciți, să vă aduceți motorul înapoi jos și la sfârșitul operațiunii vă garantez că v-ați încălzit. Hai de mine! Hai, Luciane, hai! A, ce mai rău e că n-ai frână deloc. Bine, măi!
Ei bine, Armega nu se aburește atât de repede ca și scotul când aveam respectiva partea de sus a buretelui montată sus. Super încălzit. Am căzut de câteva ori, am avut de tras la motocicletă. Chiar îmi este cald. Și evident, emanând căldură, având temperatura atât de scăzută afară, ar trebui să aburească foarte repede. Nu știu ce au făcut, cum au făcut, pe unde se aerisește mai bine, dar momentan sunt încântat de ei. Tocmai în ideea în care dacă rupeam buretele ăla de aici de sus, în unele situații cu prospectul se întâmpla să intre praf înăuntru, dacă se întâmpla să fie praf vara, spre exemplu, știți? Să vedem cum va fi ieșirea. Opa! Ce-i ascuns sub zăpadă și frunze? Asta e! Bă, mi-a înghețat accelerația, ție? Aici este Trântoarea Gibraltar. Ce mi-a dat? Băi, nu m-ai aruncat cu zăpadă, bă! Deci tehnica e simplă. Pentru că s-a săpat foarte mult, mergem cu roata în partea de sus. De aici, dintr-o mișcare, trecem, de fapt compresăm spatele, ne pregătim cu ambreiajul, frâna o ținem blocată și dintr-un hop trebuia să trecem. Dar cum n-am trecut, am rămas suspendat. Aici mi-a trădat gripul pe spate în situația asta și e dovadă clară că chiar dacă știi tehnica, nu ai grip, e degeaba. Să vedem unde ne putem sprijini. Auzi ventilatorul, mă, Lucian. La atâtea minusură s-a pornit. Haide, Lucian, haide, Lucian. Că tot povestim de ochelari, Armega îs comos pe față. Ce nu îs obișnuit cu ei și ce nu-mi place, îmi par un pic mai grei decât prospectul. Probabil și din cauza bretelei. Partea care ține ochelarii e foarte groasă. Nu știu dacă era necesar să o fac atât de groasă, dar se simte puțină greutate pe cască. Ce îmi place la nas, la nas nu mă deranjează deloc. Nu mă presează, se poate respira foarte bine în ei. Cel puțin pe setup-ul meu cu Aviator 2.2 și mărimea M. Asta ca referință pentru voi cei care posibil să aveți aceeași mărime și chiar aceeași cască. Ideea este că variantele puțin mai ieftine au un câmp vizual mai mic și
lucrul acesta pe mine, care m-am obișnuit, sau cel puțin ăsta e un factor decisiv în alegerea ochelarilor, câmpul vizual contează mult. Dacă pentru voi nu contează atât de mult și se încadrează în buget, cu siguranță merită. Varianta cea mai ieftină e și cea mai ușoară. Are un strat în minus de spumă, nu are protecția la nas și uitați aici cum se coboară. Și revenind la ochelare, și partea de sticlă, plasticul respectiv de protecție, îmi pare puțin mai slab calitativ. Acum poate să fie doar opinia mea lucrul ăsta. Lucian, cine te vine că nu mai poți ieși? Bobiță! Bobiță! Uite ce ai făcut, mă! Hai că ai ieșit acolo, hă? Bă, dar oare... Alții care le-a căldurit acum? Și au mutat temperatura la termostat pe vreo 23-24. Când se uită la noi, ce se gândesc, mă? E prea cald în casă. E din toată viața accelerația. Nu! Nu cred, am picat și eu acolo. Pusa deja rezistă. Uitați ce fain se curăță. Ce era acolo? După aia am văzut că-i trăinit de asta. N-am venit să bată, hă? Hai!